Mai multe persoane din cartierul de nevoiași Henri Coandă spun că trăiesc în fiecare zi cu teama de a nu fi date afară din locuințe. Ida Mailat a primit deja o înștiințare din partea RADPP, prin care este informată că pe data de 9 august va fi evacuată din locuință împreună cu concubinul și cei 4 copii. În documentul ce a fost adresat se explică faptul că această decizie a fost luată din cauza comportamentului unuia dintre copii care în urmă cu un an a spart o mașină alături de alți minori. Nu știu, doamnă, simt că mă arunc de la etaj, doamnă, nu vreau să plec de aici, doamnă, simt că îmbolnăvesc, nu am putut să mă duc, doamnă. Am fost la primărie să-l caut pe domnul primar, nu l-am găsit nici pe domnul primar, nu l-am găsit. Toată săptămâna am alergat și nu l-am găsit pe domnul primar să-i arăt situația mea, să arăt că precum că am biletele de ieșire, cum sunt bolnav, trebuia să urmez să bag fata în operație. De asemenea, mai mulți locuitori depun reclamații cu privire la gălăgia care se aude în cartier. Nu pot să-mi țin mereu copii, hai stați aici că să stăm de frică să nu ne dea afară. Pentru că când ne-a adus aici, ne-a zis domnul primar că nu va fi nimeni dat afară, că oamenii sărați sunt adunați de pe stradă să aibă locuință și tot ce le trebuie, că au acolo, că mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat. Dar acum, haide, dacă ne-a dat să ne bat, să-și bate joc de noi, nu se merită așa ceva. Administratorii blocului nu au vrut să dea declarații în fața camerelor de luat vedări. Deci asta e motivul, având în vedere notificarea care au primit-o. Altceva nu-i dat. Notificarea spune tot. Altceva nu vă spune. Alea-s motivul. De-a lungul anului, ce s-au adunat? Locatarii cartierului Henri Coandă spun că ar urma să fie evacuate aproximativ 90 de familii. Administratorii cartierului de locuințe sociale au refuzat să pună la dispoziție date oficiale.